E greu de găsit această peșteră. Este o peșteră sălbatică. Nu este... A, Ion s-a dus deja. Și vă spunem bună dimineața, chiar dacă soarele este sus pe cer. Noi am ajuns la... în zona județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, podul Dâmboviței. Și suntem la Casa Bunicii. Ați văzut, ne-a așteptat bunica aseară. Ne-au așteptat și vecinii de peste drum, de acolo. Muntele Ghimbav îl avem în față. Dealul Sasului este undeva acolo în spate. Am fost obosiți aseară. Am mai stat un pic la vorbe, la discuții. Am mai băut o bere. Iar astăzi începem o nouă aventură. Unde mergem, Diana? Diana, unde mergem? Pe chei. Pe care chei? Pe cheile Dâmboviței, la Pestera Dâmbovicioara. Plecăm acum să vedem dacă ne oprește la barieră. Trebuie să plătim taxă. Bună ziua! 3 lei de persoană. 1, 2, 3, 4. Și pe între din spate. Mai și este... Nu știu. Sunt ai noștri, da, e Edi. N-am 2 lei. La intrare spre Pestera Dâmbovicioara se plătește taxă, ne-a luat taxă 3 lei de persoană. Dacă vreți să veniți să vizitați. Este rezervație naturală, Piatra Craiului. Toată lumea pe jos, și-au lăsat mașinile aici și vin pe jos. Noi că intrăm cu mașina, oricum plătești. Că ești pe jos, că ești cu mașina, plătești oricum. Da. Nu plătesc decât... Nu plătesc localnicii. Opa, ăla micul e Ion. Hai, tăuraș. Hai cu tăurașul, ușurel, ușurel, cu păpuța. Uite-l pe Ion. Ce râu e ăsta, Edi? Ia, ce râu e? Dacă suntem la peștera Dâmbovicioarei, ăsta este... Nu e, se unește cu Dâmbovița mai în jos. Este Dâmbovicioara, n-am spus Dâmbovița, este copilul Dâmboviței. Ia, Diana, măștile astea să le pun și eu la tine în rucsac. Du-te și pune-i, du-te, fă pe tine. Hai, duceți-vă la baie, hai mai sus tot. Ia. Oh, ce frumoasă e poza! Cât suntem, doamne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Am reușit și am adunat 12 persoane cu tot cu copii. Vrem să intrăm la peșteră, dar mai întâi vizităm un pic pe aici toaletele publice. Vizităm un pic și magazinele, să vedem dacă găsim și pe cineva cunoscut și pe aici. Haideți cu noi să vedem toaletele. E curat la toalete la Pestera Dâmbovicioara sau nu e? Sunt turiști acum cu în perioada asta? Așa, 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 a? Mai puțin. Da, e bine că vin. Ia uite-le, mă, tu ce? Eu cu țigara. Păi, dar ce cauți cu țigara aici? Ai venit cu țigara la munte? Ia uite-le, ce faceți, mă? A, unul e defect și e doar unul, a? Pe weekend se aglomerează. Super. Super. Și toate astea sunt făcute de tine, a? De voi, toate șerbeturile. Ia uite, vișine. Dulceață. Dulceață, doar dulcețuri, a? Dulcețuri, siropuri. Și aici ce? Da, ia uite și zacuscă și ghebe. Ghebe. Super, făcute proaspăt. Făcute proaspăt, proaspăt de la culese de pe munte și făcute. Uite, veniți aici către Pestera Dâmbovicioara și aveți numai bunătăți. Ai ajuns la baie și cum e? E curată. Ce metodă ai găsit să intru? Ia, pe românește ce am făcut? Ia, ce metodă ai găsit să intri? Ai sărit peste. Păi nu, eu
Păi ai tras eu de aici. Eu am plătit masa. Da, mă, tu ai plătit deci și tragi de aici. Când da. Tragi, când ești. Rămâne un pic, știu, ca să bagi da? Copiii. Pe acolo aici bagi copiii, gratis. Și eu, nu numai copiii. Păi normal. Mai faceți o cămăruță aici, nu? Facem o mini peșteră. O mini peșteră. Am înțeles. Aoleu, ce greu e cu masca la munte. Da, mă, este îngrozitor. Când s-o termina cu nebunia asta toată. Stai un pic, nu intrăm încă. Încă nu intrăm. Trebuie să... Tati, poți la mască? Trebuie să plătim mai întâi și să așteptăm să iasă cei care sunt înăuntru. Și după aia intrăm noi. Măști. Pentru ei. Da. Până am 14 ani. Nu. Așa. Nu, trei copii și un adult. Cât costă? 10 lei și copii 5 lei. Da. Sub vârsta de 14 ani. Da. E bine. Ne spui și nouă cum te cheamă mai întâi? Mirabela o cheamă, da? Uite, avem ghid. Da. Da! Cum să nu? Uite-te-am acolo! Le vedeți și voi, da? Incursiune în Peștera Dâmbovicioara! Atenție la cap! Atenție la cap! Asta e apă? Da, tati, este apă cu calcar. Ia! Oh, cum se cheamă? Fosile. Masaro. Da? Sunt niște fosile de urs de peșteră. Urs de peșteră. Uite, fosile de urs de peșteră. Ce-a răspuns este stalactita, iar ce-a da. Răspuns stalactita. Apa de ploaie, pătrunde prin gheață, străbășă calcar. Calcarul se răpune sus și jos, apa se evaporă. Deci amândouă cresc și formează o coloană. Uite, haideți mai în față. Uite coloana. Și e apă lângă ea. Da, tati, pentru că se ating una de alta. Da. Peștera strategică la două galerii. Stânga de 20 și dreapta 100. Vom merge mai întâi pe cea mică, iar apoi pe cea mare. Atenție la cap și la dreapta. Acolo, mai aproape. Da, să intre tot. Asta la sunt în formă de capsună. Wow! Capsunică? În secolul al XVI-lea a trăit un pusnic pe nume Pavel. De câte ori intra în această peșteră, se ruga la aceste trei coloane, spunând că este altarul său. Cele 5 scaune pe care stătea și masa la care mânca. Observați? Da. O vezi? Acolo, în spatele tău, Ion. Acum ne vom întoarce și vom merge și pe galeria mare. Atenție la cap și la dreapta. E apă pe mine. A venit apă pe tine? Da, tati, poți să vezi dacă e ce gustare. Ce gustare? De apă. De apă. Ia, șt. Ia să vedem ce ne spune Mirabela. Aici jos. Aceea. Aceea de acolo, da. O aripă de vulturi. Da, uite, de aici se vede. Și o piele de șarpe. Acolo cu verde. Da. Și aici peștera, să mai
satul. Observați forma? Da. Iar aici, peștera Dambovicioara se sfârșește. Numele meu este Mirabela, sunt un ghid voluntar și mi-a făcut o mare plăcere să vă prezint peștera. Vă doresc o zi frumoasă și plăcută în continuare. Mulțumim frumos! Da, noi o știam, dar pentru copii e frumoasă. Și oricum, noi suntem interesați mai mult de alea sălbatice, știi? Vrem să mergem acum la Uluce. Vrem să mergem, dă-ne și nouă o zacuscă de... Ghebele sunt mai bune. Adică nu, eu sunt foarte... So, e, se face, îți fac, vrei să-ți iau? Se face cu apă. Da, de la bun. Este ca Fanta ta, știi? Numai că se pune ca squash-ul, se pune concentrat un pic și restul apă. Ia, mami, se pune și cu lămâie. O, lămâie la greu, da. Ne place și cu lămâie. Nu ne dea să gustăm ca lor. Mă rog, eu frumos. Dă-i mă să guste lui Ion. Ăla micu, de poftă. De poftă. Eu vreau să-i pun la linguriță ca să-l simtă. A, tu îți dai siropul. Să-l simtă, mă, siropul. Simt așa. Dă-i direct așa tu în gură. Fanta din aia. Gura mare. E foarte dulce că e concentrat. Cum e, Ion? Și aia de ghebele. Facem așa un 35 de ghebele. Masaru e cât la eu plătesc de data asta. Dar dacă vrei și lămâie în el, nu că avem lămâie, da. Eu nu pun de asta. Ați prins, da? Ține-l bine. Socată, păi da, cumpărăm, auzi, suc de socată, de Fanta, de alea. Ăsta natural e cel mai bun. Vrei să le miroși, Ioane? Sunt flori de peșteră. Mersi mult! Unde am ajuns? Am ajuns să vizităm peștera Ulucelor. Da? Da, Ion? Da. Ion a căzut un pic, s-a lovit la degețel, l-a împansat și acum își pune mânuși. Încearcă să-și pună mânuși. Și noi... toată gașca, mergem la peștera Ulucelor! Cine mai vine la peșteră? Epipura! Avem experiența din anii trecuți când am plecat către peșteri și n-am mai ajuns că erau obosiți copii. Hai, vrem macina, nu mai vrem, dar acum am venit cu mașinile off-road. Da? Vă place? V-a plăcut drumul? Este o formațiune de peșteră, peștera Ulucelor, peșteră cu sifoane. Ce faceți la Capsuni? Și canalul la Capsuni au o casă aici, la munte, și am văzut că au venit și ei și nu ne-au arătat peștera. Din această cauză am venit noi să o vedem. Uite acolo sus este peștera la Uluce. Doamne, ai grijă să nu cadă Edi, bă! Diana rămâne să păzească mașinile. Rămân de veche. Tu la salvamont dacă nu vă mai întoarceți. E greu de găsit această peșteră. Este o peșteră sălbatică. Așa. Nu este... A, Ion s-a dus deja. Ion e acolo. Ce e, tati? Păi nu-mi da mie șapca ta, ții tu șapca ta. Este o peșteră sălbatică. Și pentru copii e mult mai interesantă decât peștera organizată de la Dâmbovicioara. Să exploreze și să descopere o peșteră sălbatică cu formațiuni de sifoane, v-am spus. Nu știu cât putem să o explorăm, dar intrăm cât putem în ea. E bine că nu e apă, de obicei curge un râu din ea și acolo unde stă Daria era apă. Dar acum e uscat, ceea ce e bine. Ion e înăuntru. Ioane, ai găsit ursul? Dă-te, Edi, că eu n-am nevoie, eu nu sunt copil. Ia uite, sunt trepte, frumos. Haide să vedem ce găsim pe aici. Normal, 2, 3. E friguț, e friguț? Uite, aici chiar putem să vedem stalactite și stalagmite.
în adevărata lor valoare. Ia uite ce frumos, ce formațiuni, uite acolo au fost alactite și s-au unit, vezi? Acolo. A, vine și Ingrid? Ia uite copiii, se duc, explorează tot pe aici, ușor. Deci nu alergați, aveți grijă unde călcați, da? Să nu vă... Să nu alunecați, pentru că este ud în peșteră, da? Ușor, nu alergați, sta, nu, nu alerga. Nu alerg. Da? Dacă pui mâna jos, poți să pui mâna, că avem apă, să ne spălăm. A, acolo se termină, Elena? Da. Acolo se termină? Ia, ce acolo? Stați acolo să vă văd. Luminați-vă pe voi. Ce frumos. Foarte frumos. Ia să vedem. Uite. Vasian și-au scris numele pe stalactite. Ce să faci? Tot oamenii strică peșterile astea. Aveți grijă când coborâți că alunecă. Ia uite, 1994 a rămas. Dar o... Ia uite ce frumos este. Wow. Wow. Haideți până aici că e frumos în camera asta. Opa așa, haide și tu, Eric. Haide aici. Hai să vezi și tu camera asta. Uite, vezi, au stat aici. Au stat aici cu lumânări. Ia uite, au avut lumânări și au dormit aici oamenii. Au făcut acolo focul. Și uite cum se fac, cum se formează stalactitele, vezi? Dacă pui mâna, e calcar. Vezi, se simte muntele. Aici aveți că se mănână, aici aveți ușor. Ce zici, Daria? Câți păienjeni ai văzut? Frica! Frica! Ia uite ce frumos, frica. Aur! Sunt pereții făcuți din aur, ia uite cum sclipesc. 2015, 1994. Păi, dacă te duci încolo, ajungi, poți să treci prin sifoane. Arată ca spuma. Ce faci, Ingrid? Ai reușit să ajungi și tu? Nu. Stai, bai, stai, pun, baby. M-am mutat din apă. Ia, poză în peșteră. Hai să facem o poză în peșteră. Poză în peșteră. Luminați-vă fața cu camerele, da? Ce galeria principală, vezi scara care duce către sifon, urci acolo sus și de acolo se coboară în partea cealaltă și se continuă explorarea peșterii, dar doar cu echipament specific. Ionuțu, te rog frumos, nu avem voie că nu suntem pregătiți, nu avem echipament. Acolo jos ce este? Păi nu, acolo vine apa. Deci toată apa, pentru că apa vine ce de acolo, frumos, din izvor, yeah. Și de acolo, uite cum a, cum a șlefuit pietrele, vedeți cum sunt șlefuite pietrele? Liliacu! Ilinca, vă arată liliacul! Acolo sus, unde arată ea cu degetul, e liliacul! Doarme și el, săracu! Haideți să ieșim din peșteră și să vedem ce impresii au copiii. Păcat că n-a venit și Diana cu noi, trebuia să fi venit și ea, că e o peșteră frumoasă. Nu-i așa? Da, da. Da, da, da. Bo, v-a plăcut peștera? Da. Mai mult decât cea de la Dâmbovicioara? Da. Era și un liliac și o peșteră chiar ceva sălbatic, ceva pentru copii să exploreze, să învețe lucruri noi. Da. Da? Uite pe aici. Uite cât de mare este intrarea și ai văzut ce se face mic și după aia iarăși mare. Hai, puteți să urcați pe rădăcinile alea pe acolo? Da. Singurei? A?
ajutați sau vă ajut eu? Vă țineți de rădăcini, da? Și urcați! Bravo! Mari, ăștia mari! V-a plăcut peștera? Da! Și nimeni nu ne-a spart capul, chiar dacă am avut geanta cu noi! Da, da, da! Cât o zgârietură mică! Merge. Mai mult decât aia de la... Mai mult decât aia de la Dâmbovicioara? Da, da! A? Da, da! Peșteră sălbatică, peșteră sălbatică! Cine mai vrea peșteră sălbatică să ne contacteze! A obosit Edi. Ia uite-l. Deci la 10 grade, înăuntru el a transpirat. Dacă o mai găsim pe Diana. Spălați-vă pe mâini, copii, la râu! Hai, spălați-vă pe mâini, copii, la râu! Da, tati. Ce e, tati? Ai găsit niște clopoței de munte? Da. Cum ți-a plăcut peștera asta, peștera ulucelor? A fost foarte bine. A fost foarte bine, foarte frumos? Da. Vino cu acetanu! Deci am vizitat două peșteri, una peștera Dâmbovicioara, peștera organizată, și peștera La Uluce, care se găsește pe Valea Cheii, în comuna Dâmbovicioara, da? Da. Sat Podul Dâmboviței. Și noi de aici vă spunem... Bye. Hi. If you enjoyed the video, make sure to like, subscribe, and hit the notification bell down below if you enjoyed the video. Bye. Și neapărat urmăriți următoarele aventuri, pentru că vom mai avea aventuri, da?